Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurori din Cod Birou Teritorial Neamț, au efectuat 11 percheziții, 10 în Neamț și una în Arghita, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în contrabandă cu produse supuse accizării. Ieri, 8 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii DIICOT, Birou Teritorial Neamț, au efectuat 11 percheziții, dintre care 10 în județul Neamț și una în județul Harghita, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în contrabandă cu produse supuse accizării. Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2019, 7 persoane cu vârste cuprinse între 21 și 53 de ani ar fi acționat în mod organizat pentru preluarea, depozitarea, transporturi și distribuirea către consumatori a țigaretelor de contrabandă. Produsele ar fi fost comercializate preponderent pe raza județului Neamț. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat în vederea confiscării 62.000 de țigarete, 7 litri de alcool și 5 grame de substanță vegetală verde oliv cu aspect de cannabis. De asemenea, au fost ridicate în vederea indisponibilizării 31 de telefoane mobile, 11.000 de lei, 2.300 de euro, 80 de lire, 2 laptopuri, un grinder, un pistol tip airsoft și mai multe înscrisuri. 7 persoane au fost conduse la sediul DIICOT, Biroul Teritorial Neamț, în vederea continuării cercetărilor. Față de cei în cauză, procurorul a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de... Față de cei în cauză, procurorul a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire și aderarea la un grup infracțional organizat și contrabandă calificată cu produse supuse accizării. Acțiunea beneficia de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. În activități au fost angrenați și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și jandarmi.